Deci trebuia, nu trebuia să mi-l închizi. Așa, și... Deci vedeți că e mai al dracului ca mine. Ca să înțelegeți că nu eu conduc tot timpul. Așa. Bun, deci ce ziceam? Că m-a întrerupt bărbatul meu, s-ar obicei să întrerupă pe toată lumea. Așa, facem mai multe spitale de psihiatrie pentru că e clar că abuzatorii sunt afectați de probleme psihice. Probabil că trebuie, da, sunt frustrări din copilărie, din adolescență, din eu știu ce au pățit, deci trebuie investigat ca atare. Probabil că n-au avut parte niciodată de dragoste și atunci să le oferim dragostea maternală a medicilor psihiatri. Și foarte multe închisori, pentru că nu vom avea loc în... Noi trebuie să respectăm dispozițiile Uniunii Europene, da? Da. Care au spus că trebuie să avem o normă pentru fiecare om din pușcărie. Pentru că vor trebui și procurorii să lucreze dosarele respective. La ce probe sunt, din punctul meu de vedere, ca avocat, sunt probe concludente și suficiente pentru a fi condamnat și vom avea nevoie de foarte multe locuri în pușcării, plus că și oamenii ăia, mulți sunt închiși pe nedrept, atenție. Și vreau să vă aduceți aminte că în anii 90, când s-a descoperit acea probă cu ADN-ul și în Statele Unite ale Americii au fost recercetate dosarele de crimă, de viol și așa mai departe, da? În anii 90 a fost, s-a testat cu ADN-ul și s-a descoperit că vreo 10% din cei care erau închiși pe nedrept. Da. Atenție! De aceea, la momentul acela, s-a renunțat în foarte multe țări la pedeapsa capitală, la pedeapsa cu moartea. Da. 15 ani de închisoare a stat omul ăla. Și l-au găsit nevinovat după ce a decedat. Din păcate. Da. Tot pe nedrept. Da. Bun. Vedeți seama că în general nu poartă mască, dar acum poartă mască că e presa aici. Adică... Asta e al tău? Asta e al tău? Da. Lasă-l. Așa. Da. Deci Daniel, l-ați văzut, este foarte ok. Eu vorbesc zilnic cu el, Mihai la fel, avocatul lui la fel, soția lui la fel, vine zilnic. Isa, în urma intervențiilor legale ale noastre, au început să-i se respecte drepturile. I s-a dat și un telefon doar cu taste să vorbească de la ora 16 la ora 17, să nu mai filmeze din interior. Mă rog, acolo este normal, este vorba de GDPR, de drepturile celorlalți pacienți. Nu pot să filmez pacienți din jur. Mă rog, el n-a filmat niciodată pacienții din spital, s-a filmat pe el însuși. Apropo, pentru toți cei care m-au sunat după ce ați văzut filmarea de pe Facebook când i s-a luat telefonul lui Daniel, nu v-am răspuns și vă spun și de ce. Eu am stat la baza acelei filmări cu câteva secunde înainte să intre live. Daniel Gașpar m-a sunat și mi-a spus: Diana, ce fac? Au venit peste mine, vor să-mi ia telefonul. Și zic: în momentul ăsta închizi telefonul cu mine, dai live pe Facebook să se vadă momentul în care ți se smulge telefonul din mână. Da? Filmează-i pe toți, să-i știm cine sunt. Eu le-am văzut ochii, mie nu mi se par niște ochi ai unor oameni normali. Dar, mă rog, având în vedere că lucrez, având în vedere că lucrez prin, și printre oameni cu probleme, e posibil. Da, o ambulanță. Da. Așa că știam despre ce este vorba, am urmărit tot procesul respectiv, m-am interesat și am știut că ulterior se vor respecta drepturile, doar atât au vrut să nu mai aibă live-urile acelea, că deja sigur. O zi înainte noi făcusem cu el live pe Facebook, noi eram în București și am făcut live pe Facebook ca să vadă lumea că este în stare ok. Da, deci pentru ceea ce a făcut Daniel Gașpar nu este o chestiune de închis în spital de maximă siguranță de la Jebel. Adică, mă scuzați, ce s-a întâmplat cu cei care nu au intervenit în cazul fetelor de la Caracal?
ce s-a întâmplat cu cazul Alexandrei. S-a uitat. De ce procurorul și polițiștii nu sunt internați la spitale de maximă siguranță, în condițiile în care, prin comportamentul lor și prin neîndeplinirea atribuțiilor, nu poți să spui decât că au fost afectați psihic. Tu să știi că un om moare și tu să stai la poartă, păi toți ăia n-ar fi trebuit reținuți și internați de urgență într-un spital de maximă siguranță? Sau doar dacă sună Raed Arafat, se internează oamenii în spitale de maximă siguranță? Nu vă puneți întrebări? Unde sunt cei 3.000 de copii care au dispărut în cele 2 luni de stare de urgență, când nimeni nu era pe străzi? Cum au fost furați 3.000 de copii? Unde sunt? Tot la organe? Da? Pentru ce nu se fac cercetări? Unde sunt cercetările și unde sunt medicii care au acționat la spitalul din Sibiu? Că una dintre problemele pe care mi le relevă comisia disciplinară e că mi-am permis într-o declarație, într-o interpelare, să preiau tot articolul scris de la Sibiu, da? Și să-l pun în interpelare și să adresez eu întrebările ziariștilor, pentru că lor nu le-a răspuns nimeni. Și atunci am preluat eu articolul și l-am făcut interpelare. Asta mi se reproșează, că e un caz singular. Păi, doamna președintă Scântei, și un caz singular dacă e și moare un om torturat în spital și n-a murit unul, au murit 10. Dumneata spui că e caz singular și îl pedepsești pe unicul parlamentar care ia atitudine? De ce? Înseamnă că tu vrei să ascunzi ceea ce s-a întâmplat acolo. Da? Și atunci ești complice la crimă. Și îți fac plângere penală și pe asta. Și vă fac tuturor din comisia juridică. Haide să ne batem în dosare penale și hai să ne batem în scandaluri politice, că numai de asta vă țineți în loc să vă țineți de a guverna cum trebuie, fără să mai torturați oamenii. Este tortură în unele spitale din România. Unde sunt medicii aceia? De ce nu i-au băgat sau asistentele medicale sau infirmierii cei care au omorât acei oameni? Pentru ce n-au fost reținuți? Că ea deja au fapte. N-au o amenințare. Pentru ce n-au fost deținuți și băgați la Jebel? Sau la Socola sau în altă parte? Păi chiar uităm de la mână până la gură? Pentru ce nu se acționează în cazul de la Brăila, unde acel copil, da, a fost găsit într-o baltă de sânge și mie îmi spune la telefon că este o iluzie optică sângele și a înregistrat, dat pe Facebook? Pentru ce nu se acționează? Șeful poliției este în picioare, prefectul e în picioare, șeful jandarmeriei e în picioare, șeful tuturor este în picioare. Spune. Nu mă mie mi-e permite. La prețe că vă permite. Uite, ai mai fost, nu? Da, s-a schimbat schimbarea. Deci nu vă mai permite. Nu, normal să da. Permite. Deci hai, du-te și în treabă. Să-l aducă la gard. Da? Cum vine în fiecare zi de se vede cu soția la gard, până la ce zi. Da? Da. Lucrurile s-au schimbat. Ăsta este ordin de la Raed Arafat. Când a văzut acum înregistrarea pe... Da? Bun. Important e că l-am văzut. Este sănătos. Mi s-a spus că nu are niciun tratament digital. Da? Asta e foarte important și e bine că se înțelege că Daniel Gașpar nu este singur, da? Se înțelege că există parlamentari care au grijă de unici parlamentari, care au grijă de oameni și se duc acolo unde sunt chemați. Trebuie să se vadă și felul în care se încalcă drepturile parlamentarilor și eu n-am să insist. Am fost chemată, am venit. Să intrați la zi, da. Sunt deplasată. De ce s-au răzgândit? Păi probabil de la live-urile de pe Facebook și de la voi care ați dat. Există acolo un om care și-a luat cetățenia la 16 ani, cetățenia română, care e la pupitru. Și apasă un buton și spune, nu mai vreau. Cum vorbesc cu Daniel Gașpar? Am venit să-l văd. L-am văzut cu toții. Da? Au fost obligați să-l aducă. Am aflat de la consilierul juridic că nu are tratament medicamentos și sper să nu îndrăznească cineva să-i aplice un tratament medicamentos, pentru că mergem mai departe. Da? Atâta timp cât OSCE-ul a menționat că în România nu mai există democrație și că sunt abuzuri cum da, care n-au existat în nicio altă țară, atâta timp cât avem un raport al avocatului poporului care spune că sunt cele mai abuzive
și restrictive măsuri din Uniunea Europeană, înseamnă că noi chiar avem probleme. De aceea vor și să și o destituie pe Renate Weber. Da? Pentru că oricine se luptă pentru drepturile și libertățile cetățenești în România este condamnat, da? La oprobiu public, la desfințare mediatică și aici este vina și a voastră a presei. Nu mă refer la România TV, da? Dar în integralitate presa, presa care trebuie să fie echidistantă, presa care trebuie să prezinte absolut toate opiniile și să nu facă partipriuri, presa trebuie să fie independentă, nu subjugată nici lui Șoșoacă sau lui Lasca, dar nici lui Arafat sau lui Câțu sau lui Iohannis. Bun, l-ați văzut la gard. Da. Cum vi s-a părut? Ok, este un om sănătos, normal, care râde, este ok și este un om care suportă suportă niște repercursiuni ale unor ordine politice. Deci am reajuns în comunism. Atenție! Numai pe vremea lui Ceaușescu se aplica, v-a spus-o și Alice Drăghici, da, voi la România TV, da, care a fost procuror pe vremea lui Ceaușescu, deși nu arată, da, zici că e, mi s-a pus foarte tânără, așa, nu că ar fi bătrână, dar oricum are o experiență vastă. Când am auzit că a fost procuror pe vremea lui Ceaușescu, zic, nu se poate, câți ani ai, nu pot să cred. Deci Alice Drăghici v-a spus clar, pe vremea lui Ceaușescu se internau la ospiciu toți cei care militau împotriva conducerii comuniste. Da? Ne aducem aminte de Doina Cornea. Mai știe cineva cine-i Doina Cornea? Cine este Ana Blandiana? Cine-i Mircea Dinescu? Mai știm de ei? Mai știm de Petre Țuțea? Mai știm de Corneliu Coposu? Noi nu ne mai amintim? Îi îngropăm? Adrian Păunescu, bine, cu Cenacul Flacăra pe care l-am interzis, da? E un rațiu care a fost nevoit să plece. Uitați-vă ce a ajuns PNL-ul, cred că se întoarce în groapă Brătianu, da? Brătianu, un mare om politic, da? De al Partidului Național Liberal. Cred că i-ar fi rușine cu partidul lui acum. Cred că l-ar desfința. Să ne spuneți, vă rog, de ce credeți că mai este ținut în continuare aici internațional? Este o hotărâre judecătorească, da? Este o internare nevoluntară în baza unei acțiuni în justiție, da? Problema este că trebuia să se aplice articolul 14 din respectiva lege, care menționează că nu pot fi avute în vedere manifestările cu privire la religie, la statut, la etnie, la problemele sociale, probleme politice. Deci, având în vedere aceste aspecte, nu avea ce să caute în niciun caz într-un spital de maximă siguranță. Care este fapta? Unde este fapta? Unde este amenințarea? Eventual îl luai, îl țineai 24 de ore, îl rețineai și discutai cu el, chemai un psiholog să vorbească cu el. Dumneavoastră sunt catalogată această amenințare. A cui? Nu e amenințare. Nu e amenințare, da? Nu e amenințare și e normală. E normală în condițiile în care puterea și mai ales Raed Arafat, care conduce de fapt România prin toate cele 11 funcții pe care le are, da? Este o reacție normală la abuzul și teroarea instituite de această guvernare. Care va fi următorul dumneavoastră pas? În ceea ce privește situația... Am făcut un pas. Și în afară de acest lucru. Deci la referitor la ce? Referitor la situația... Lui Daniel? Da. Păi vom face demersurile necesare, inclusiv către organismele internaționale, pentru că deja avem prea mulți luptători civici care sunt închiși în spitale de psihiatrie. Eu solicit un nou MCV cu privire la justiție. Îmi pare foarte rău, sunt parlamentar, dar am dreptul și da, vreau ca României să-i se constate faptul că nu mai există stat de drept, indiferent ce sancțiuni vom primi. Pentru că, da, le va plăti poporul român, dar poate așa poporul român se va trezi odată și va înțelege că nu mai trebuie să-și aleagă nici hoți și nici trădători la putere.
Doamna senator, cum este pare acest bani? Inițial au spus că nu vă lasă reșinii. Vă așteptați la altceva? V-ați așteptat vreodată la altceva? Nu este... Păsați-o jos, că nu vă aștept în interviu. Nu vă lasă, ulterior să faceți un dar înscris, mai apoi că vă lasă, acum vă lasă din nou, dar în tot acest timp, Daniel... Știți ce mă bucur? Că au făcut curățenie în spital datorită venirii lor. Am să mă duc așa, indiferent că nu intru, peste tot, poate așa vor sta și pacienții în curățenie și poate așa li se vor respecta drepturile. Dacă vizitele mele și al lui Mihai Lasca duc la o normalizare a situației interior, chiar dacă noi nu intrăm, dar prezența noastră duce la efectuarea curățenii, respectarea drepturilor pacientului, consimțământ informat, da? Poate ar trebui să mergem și până la instanțe, poate așa se va respecta și legea, da? Că văd că în Parlament o încalcă. Peștele de la cap se îmbută. Atenție! Când organul suprem al țării, legislativul României, încalcă Constituția României, ce pretenții să mai ai de la instanțe, de la primari, de la prefecți? Am un portbagaj plin de dosare în care numai la prima vedere se vede o disfuncționalitate a justiției. Deci o să mai veniți la Timișoara. Dar cum să nu? Păi da, aici am creat nuclee. Eu n-am venit degeaba, eu aici am adunat oameni. USR-ul pică, stați să vedeți copiii, adolescenții. Deci când m-au văzut ei, șoșo, șoșo, fă-ne o poză, hai cu mine. Deci copiii, astăzi m-am întâlnit într-o benzinărie cu un domn și am mai nepoții de 5 ani, scrieți-le un autograf că mor după dumneavoastră. Sunt copii care își botează câinii și pisicile, șoșo, șoșonel, șoșocel, perfect, și au găsit eroul lor, modelul lor, pentru că se simțea nevoia unui model, da? Un model de luptător, un model de om care luptă pentru dreptate, pentru adevăr și nu se lasă îngenunchiat în fața greutăților. Ce o să-mi fac? O să mă omoare? Peste 20 de ani o să am cea mai frumoasă statuie a libertății din România. Trebuie să faceți TikTok dacă vă iubesc copiii, să știți. TikTok trebuie să vă faceți. Ce că am, nu-i al meu, dar am un cont cu TikTok. Nu știu, eu nici nu m-am prins așa ceva. Dar sunt oameni care mi-au spus că există și pe Instagram, și pe TikTok, și pe... Nu știu ce mai tui? Da? Da. Ok? Și asta e, șoșo, șoșo style. Aia, e foarte bine, bravo. Nu mai ales că nici la pe la comisia de apuzii care noi colaborăm. Noi mergem înainte și colaborăm cu Mihai, prietenul meu, prietenii noștri. Hai să salutăm și pe băieții de acasă. Un portbagaj cu mine. Da, mai ce se întâmplă? Aici nu se întâmplă de fapt absolut nimic. Am făcut o campanie electorală, facem un partid aur care s-a dovedit ca fiind o năpărtă politică. O prostie politică, mai bine. Acel deputat pe care l-avem văzut nu vine în Timișoara, trebuie să mă trebuie să apelăm la doamna senator Diana Ioana Mișcu, la domnul deputat Mihai Lasca, care e numărul de vânturi, singurul care mai duc către România la ora asta. Restul stau doar în Parlament și au salariile. Bine că am mers în urmă de mâini și le-am făcut campanie și am făcut oamenii să voteze. Acea mizerie care s-a chemat aur, acum vedeți dumneavoastră că își iau consilieri de mizere. Nu știu, oameni din USR în Partidul Naționalist, că așa era vorba, nu era un partid naționalist.